Toată autostrada Buzău-Focșani este în fază de licitație. A fost transmis anunțul de participare la licitația pentru construcția ultimelor două tronsoane cu o lungime însumată de 66,90 km. Tronsonul 2 va dupa și Râmnicu Sărat de 30,80 km. Tronsonul 3 Râmnicu Sărat Mândrești Munten 36,10 km. Tronsoanele 2 și 3 vor fi construite în 26 de luni de la data semnării contractului cu finanțare prin PNRR, a transmis ministrul transporturilor Sorin Grindeanu. Alte două tronsoane din autostrada A7 se află deja în faza de licitație. Tronsoanele 1 și 4 sunt deja în licitație de la 1 februarie și au ca dată limită pentru depunerea ofertelor 5 aprilie 2022. Tronsonul 1, Buzău, va dupa și de 4,60 km. Tronsonul 4 Mândrești-Munteni-Focșani-Nord de 10,94 km. Tronsoanele 1 și 4 vor fi construite în 20 de luni de la data semnării contractului cu finanțare prin PNRR, a mai precizat ministrul transporturilor. Autostrada Buzău-Focșani este una dintre secțiunile autostrăzii Moldova A7 și face parte din Coridorul 3 București, regiunea de nord-est Moldova. Întregul proiect al autostrăzii Buzău-Focșani are o valoare de 7,26 miliarde de lei și este finanțat prin PNRR, fiind prevăzut în masterplanul de transport general